Considerat ocrotitorul României, Sfântul Andrei este cel care a adus pentru prima dată pe pământul strămoșilor noștri cuvântul lui Iisus Hristos. Sfântul Andrei este numit și Apostolul Lupilor, nume ce derivă din vechea denumire a dacilor, Taoi, care însemna lupi, dar și de la simbolul lor, care era lupul. Legendele spun că acest animal a fost alături de daci la căderea Sarmisegetusei și că cel care era căpetenia lupilor l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre peștera care i s-a oferit ca adăpost. Conform Bibliei, Andrei era originar din Betsaida, cetate de pe țărmul vestic al lacului Genizaret din Galileea. Era frate drept cu Simon Petru, dar spre deosebire de acesta, care era căsătorit, Andrei a ales să-și trăiască viața în feciorie. Ei practicau meseria de pescari, învățată de la tatăl lor, Iona, și respectau cu multă evlavie poruncile legii. Mergeau regulat la sinagogă și în inima lor înflorea o nădejde vie că se apropie momentul venirii lui Hristos Mesia, care va mântui pe Israel și întreaga lume. Cu această nădejde trăiau acești săraci pescari din Galileea. Când au auzit că la râul Iordan s-a arătat Ioan Botezătorul, care profețea că vine Mesia și chema lumea la pocăință, Andrei și Petru au mers să-l cunoască și au devenit ucenicii acestuia. Într-o zi, după ce l-a botezat pe Iisus, Ioan Botezătorul era cu Andrei și cu un alt ucenic al său, viitorul apostol și evanghelist Ioan, și arătând spre Domnul Iisus Hristos, a spus: "Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii." La aceste cuvinte, Ioan și Andrei au mers după Iisus ca să afle mai multe despre el. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis: "Ce căutați?" Iar ei i-au răspuns: "Învățătorule, unde locuiești?" "Veniți și veți vedea," le-a răspuns Iisus. Au mers deci și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. În acea casă, Hristos i-a primit pe Andrei și pe Ioan și a vorbit cu ei toată ziua. Înaintea ochilor ucenicilor se deschidea o nouă lume. Pentru prima dată, ascultau lucruri care le luminau cugetul și le încălzeau inima. În urma acestei întâlniri, Andrei a dobândit convingerea că Iisus este Mesia cel așteptat de veacuri, de poporul său, este Mântuitorul lumii. Cu mare bucurie s-a dus apoi să spună și fratelui său, Simon Petru: "Am găsit pe Mesia." Astfel, îl convinge și pe Petru să îi ofere toată dragostea lui Hristos. Alături de ceilalți apostoli, îl urmează pe Mântuitor pe drumurile Țării Sfinte, bucurându-se de toate cunoștințele și de toată iubirea nemărginită a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Pretutindeni, unde mergea Domnul, prin munți, pe mare sau în pustie, Andrei era aproape de el pentru a se hrăni din izvorul de apă vie al cuvântului cel veșnic. Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos i-a schimbat lui Andrei cursul vieții. A fost martor la alegerea celorlalți apostoli, a lăcrimat la vestea uciderii primului său învățător duhovnicesc, Ioan Botezătorul, s-a întristat la cina cea de taină, a fost adânc îndurerat când Iisus Hristos a fost trădat, la judecata Mântuitorului era afară în curtea pretoriului împreună cu Ioan, a stat lângă crucea de pe Golgota, a plâns la punerea în mormânt, iar în seara de după dimineața învierii s-a numărat printre cei în mijlocul cărora s-a arătat Mântuitorul spunându-le: "Pace vouă!" Acea bucurie a învierii avea să o împărtășească pretutindeni, iar înălțarea Domnului îi va desluși puterea de neînțeles a mrejei ce l-a cuprins atunci la început, făcându-i-o acum pe înțeles. Tradiția bisericii arată că după înălțarea lui Hristos la cer și după cinzecime, Andrei a primit plinătatea Harului Sfântului Duh și sorții au rânduit propovăduirea Evangheliei în ținuturile situate pe coastele Mării Negre. Pornind de la Ierusalim, apostolul Andrei a parcurs Asia Mică, unde fuseseră deja întemeiate biserici de către Sfântul Apostol Pavel
dar mai existau încă numeroase provincii în care nu era cunoscut cuvântul Evangheliei. Ajungând în Europa, mai precis în Macedonia, Sfântul Andrei a cules cât mai multe date despre populația din zonă și despre disponibilitatea acesteia de a primi Evanghelia. De aici, el a trecut în Turcia, Moesia și, în final, în Sciția Mică, Dobrogea de azi. Credincios poruncilor Domnului, n-a luat cu el nici traistă, nici toiag. A plecat la drum să aducă și acelor neamuri vestea cea bună a mântuirii. A înfruntat încercări și primejdii, boli, persecuții, însă în toate locurile pe unde a mers, Duhul Sfânt era cu el. Vorbea prin gura lui, săvârșea minuni și vindecări, îi aducea în suflet răbdare și bucurie în încercări. Această putere minunată a lui Dumnezeu, care lucra prin el, atrăgea mulțimile la credință. După ce ilumina mințile prin predica sa, făcea să renască sufletele prin baia Sfântului Botez, rânduia preoți și consacra episcopi în fruntea lor, îndemna să se construiască biserici și organiza cultul divin. Pescarul de oameni, cum i-a spus Iisus, a avut însă un sfârșit de mucenic, fiind răstignit la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, căreia i s-a spus mai târziu crucea Sfântului Andrei. Sfântul Apostol Andrei a fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu cruce roșie încă din anul 1995. Iar în 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat ocrotitorul României. Același for de conducere al Bisericii a decis ca ziua de prăznuire a Sfântului, 30 noiembrie, să fie proclamată sărbătoare bisericească națională. Tradiția și folclorul românesc amintesc despre prezența Sfântului Apostol Andrei în părțile Dobrogei, mai exact despre popasul făcut de acesta pe teritoriul dregătorilor Cutusun și Dura, în satul Cuzgun, astăzi hotarul comunei Ion Corvin, din județul Constanța. Așadar, Apostolul Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la getodaci. În apropierea acelei așezări se află o pădure ce adăpostește două peșteri care au servit apostolului și însoțitorilor săi drept loc de odihnă. Aceste peșteri au devenit lăcașuri de cult pentru populația din zonă, iar una dintre ele, numită Peștera Sfântului Andrei, este socotită prima biserică de pe teritoriul țării noastre. Așa se explică și faptul că primul centru episcopal cunoscut pe teritoriul țării noastre a fost la Tomis, iar tradițiile și obiceiurile populare românești consideră pe Sfântul Andrei ca un părinte spiritual al neamului nostru. În actuala biserică din peșteră, în pronaos, într-o nișă, se află un fel de pat scobit inițial în piatră, despre care tradiția spune că pe el se odihnea Apostolul Andrei. În vara anului 1944, peștera transformată în biserică a fost sfințită de către episcopul Tomisului, Chesarie Păunescu. La scurt timp după aceasta, trupele rusești invadatoare au distrus-o. Abia după 1990, biserica a fost refăcută și redată cultului și în apropierea peșterii s-a construit un schit care în anul 1993 a fost transformat în mănăstirea de călugări, Peștera Sfântului Apostol Andrei. Astăzi, peștera a devenit un reper important pe harta creștină a Dobrogei. Lucrurile cele mai de preț ale așezământului sunt tradiția, izvoarele în care au fost botezați primii creștini și urmele vechilor chilii în care s-au rugat ucenicii apostolului. Mii de credincioși din toate colțurile țării, dar și din afara ei, vin aici pentru a se ruga pe locul unde a trăit dumnezeiescul apostol. În acest loc plin de har, se săvârșesc zilnic cele 7 ceasuri, Sfânta Liturghie, se citesc rugăciuni pentru cei bolnavi și de asemenea moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Sute de acatiste, iconițe, cruciulițe și alte obiecte religioase sunt depuse de credincioși în scobiturile din pereții peșterii, semne ale profundei credințe și ale legăturii dintre oameni și Dumnezeu.
Aici, în decursul anilor, s-au săvârșit numeroase minuni și vindecări miraculoase, iar puterea sfințitoare a peșterii, calitatea curativă a apelor și slujbele pline de har ale cuvioșilor părinți au făcut din această zonă unul dintre cele mai venerate locuri creștine din țara noastră. La fiecare hram, la peștera Sfântului Andrei, vin zeci de mii de pelerini ca la un adevărat Betleem al românilor. Deci noi românii avem biserica de origine apostolică, întemeiată în primul secol după înălțarea Domnului la cer. Referitor la aceasta, părintele Ilie Cleopa spunea că noi românii nu avem o încreștinare la comandă, poruncită de gneaz, de împărat sau de vreun voievod, ci o încreștinare care pornește de la bază, care pornește de la om la om, o încreștinare lentă. În timp ce se forma, poporul român se și încreștina. Așa a rânduit pronia divină ca să primim credința creștină direct de la ucenicul lui Hristos. Sfântul Apostol Andrei ne-a creștinat și a săvârșit prima sfântă liturghie pe pământul României. El ne-a eliberat de demoni și de patimi și ne-a unit cu Hristos. El ne-a învățat cum să ne mântuim prin smerenie, prin rugăciune și prin iubire. Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit pe Sfântul Apostol Andrei să ne creștineze și să ne unească cu Hristos prin botez și pocăință. Să ne trăim credința și chemarea noastră de popor creștin cu toată inima. Să ducem la capăt lucrul cel bun, început de Dumnezeu, prin strămoșii noștri. Iar tuturor celor ce poartă acest nume binecuvântat de apostol, să le dea Dumnezeu multă sănătate, întru toate bună sporire și mulți ani fericiți. Binecuvântarea lui Dumnezeu și harul Sfântului Duh să fie peste toți.